Să vă
despre mine. M-am hotărât să candidez pentru consilieri locali în cadrul orașului nostru. Datorită faptului că eu consider că am adunat multe experiențe de-a lungul timpului, simt că pot face față cu bio acestei încercări. Din fapt,
ce a fost, dacă ne aducem aminte de imediat după pacea de la Adriana Popovici, 29-30, instituirea primului magistrat al orașului.
ce vrea să conducă printre voi, trebuie să fie sluga voastră. Iar cel ce vrea să fie întâiul peste voi, trebuie să fie robul vostru. Asta este adevărata calitate a unui conducător. În oraș nu a fost au fost puse în practică vorbele Mântuitorului. Sper că odată ce
Dumneavoastră ați avut
făcut și mai mare rău acestui județ. Pentru că dacă ne aflăm la nivelul unde ne aflăm, el are o contribuție esențială. În ciuda
lucreze cu societatea civilă. Fost
cu ce să vină trenul de la Silos sau de partea cealaltă pe cuvânt. Așa. Dom'le, sunt greșel și greșel. Dacă n-ai o viziune și de la momentul proiectării, nu vorbesc de fonduri, că toată lumea zice că sunt fonduri europene.
dacă nu greșesc, nu mai puțin să scot documentul. Cum antetul, semnătura, folosit
Amendamentul
pe hârtie. Eu, ca cetățean al orașului Giurgiu, sufăr foarte mult pentru faptul că al meu copil a trebuit să plece ca să găsească un loc de muncă. Mă întreb și eu, copiii dumnealui, tot așa s-a întâmplat să plece în alt oraș ca să-și găsească serviciu și să
sub ordinea primăriei. Unde să poată să fie mai bine gestionată de către primar, să creeze mai mult
nu cel mai sărac. Printre să nu fie cel mai sărac conform la poartă nu e chiar cel mai sărac mai sunt de la
bani au fost investiți degeaba 7 ani de zile, uitându-se acum cum să facă rost de 400 de milioane de euro să realizeze parcuri și călărași. Astfel încât noi aici am auzit diferite propuneri și le salut.
viitori de s-a pus iarăși un jug pe toți comercianții și pe toți antreprenorii din Giurgiu și respectiv
mai spune zilele trecute despre faptul că municipalitatea nu are grijă de investitorii mici și mijlocii din orașul nostru. Dar să mai atragă investitori străini. Cel mai bun exemplu este la zilele orașului, în care
care e consiliul local să își să fie partizat de un cartier cu Страх.
Avem cheltuielile
mai văzut de mulțime membru și nu. Pe cuvântul meu, domnule, eu mă duc la Cluj sau la Timișoara sau la Oradea și văd acolo, apropo, la Oradea, am văzut
temperatura de dezvoltare a oului de țânțare trei zile consecutive. Am și făcut reglementarea aferente și contractările sub formă de precontract. Să anunț toți apicultorii în termen de 10 zile și toate cele. Însă și Consiliul Județean trebuie să vină să mă ajute să facem în sensul ăsta o acțiune coroborată și cu rusele și cu Consiliul Județean, că trebuie să dăm și perimetral. Pătoșa 7,5 km Dunăreni și de jur împrejur încă 12 km și stadiul de normalitate se referă în trei stadii. Larvă adult. De se poate, nu? Mai spuneam eu, oamenii de la munte se tem de avalanșe și spun parază de pez, nu? Să apără într-un Da.
care să nu-i termină totuși. Nu, e ce noi avem parcă supra-terană. Măcar un loc de joacă pentru copii. Din
era fiecare metru pătrat din oraș și nostru să fie foarte bine gestionat. Și nu se pare ceva imposibil dacă de mic este orașul nostru. Da. Să trebuie preocupare pentru așa. Right.
societate la nivelul jos la care am ajuns. Pentru că asta ne domină pe noi. În avuțire imediată. În Statele Unite ca să te
cu ea să continue revoluția pe care au făcut-o. Ce face Domnul Dumnezeu? Plimbă căprițele la sel gros? Ask.
polarizat repede FSN-ul în ulterior și formând PSD și a lăsat în provincie să se creeze grupurile de interes, așa zis și barul. La comis și PNCCD-ul și PNL-ul. Văzând că se polarizează și a câștigat Iliescu imediat alegerile, că lumea parcă era dacă vreți să mai adăugați domnul Guti.